Să știți că eu am uit, apropo de schimb de case. Apropo, ca să schimbăm topicul, să vă las o poveste pozitivă la final. Păi nu, că noi vrem să te rugăm să rămâi alături de noi. Vrem să vorbim despre un show foarte interesant. Dar pe canal. Să vă spun această poveste scurtă. Doar pozitivă, apropo de schimbul de case. Ce vreau eu să fac la bătrâneță? Am o bătrână atât de haioasă la mine la parter. Care mai nou? Vreau să vă spun că s-a înscris într-un program internațional. Apropo bătrânilor care nu au ce face acasă. Și vizitează lumea întreagă de un an de zile, schimbă casele cu alți pensionari. Da. E și un film. Eu am văzut 30 de pensionari la mine în bloc de la începutul anului și nu știam ce e cu ei. Deci fii atentă. Idee. Ea se duce în loc pensionarilor lor. Și ea vine aici. Ei vizitează România, ea vizitează... Mi se pare incredibil! Da. Economisești cazarea. Incredibil! Da. Și m-am întâlnit cu ea și unde crezi că este doamna? Unde era? Rio de Janeiro. Tași din gură. Hai să te duc în Dominicană. Haide, păi de asta, mergem în Dominicană. Mergem în Dominicană în schimb de... No, de fapt, aș vrea să fac eu schimb cu biata Carina, draga de ea. Un om minunat pe care l-am apreciat de la începutul competiției Insula de un Milion, care n-a avut o zi prea grozavă. Să mergem la un moment extrem de important și care și plin de tensiune. E vorba de cel în care vom afla cu toții și voi și cei de acasă dacă pe Insula de un Milion rămâne Carina Haici. Hai, cum ești? Bine. Bine? Optimistă? Da. Wow. Vreau să-mi induc eu o stare de bine și indiferent de ce s-ar întâmpla, eu plec câștigată de pe Insula de un Milion. E cineva dintre voi care vrea să o salveze pe Carina? Mă așteptam. Mă așteptam, sunt vorbele ei. Dar de ce spui că te așteptai? Pentru că nimeni nu și-ar ceda locul pentru altcineva. Adică nici nu aș fi putut fi atât de egoistă încât să pretind asemenea lucru. Nici eu n-aș fi renunțat pentru nimeni altcineva, doar dacă aș fi fost într-o situație limită. Plec cu capul sus pentru că am luptat alături de niște oameni extrem de puternici, le-am ținut piept. Așa și e. Sunt mândră de asta pentru că am arătat că sunt puternică și am demonstrat că pot. Bineînțeles că nu puteam să te lăsăm așa, bineînțeles că ne doream să nu pleci și bineînțeles puiul meu și fratele tău ți-a pregătit ceva cu acompaniamentul nostru. Ai trebuit toată lumea, da? Ești o zână, ești o stea, da-ra-da-da-da-da-da-da-da, și te cheamă Carina, da-ra-d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 a, ca mor fetele de necaz, da-ra-d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 a, tu de armi nu te lași, da-ra-da-da-da-da-da-da-da-da. Carina, Carina, Carina. Drum bun, umblă sănătoasă. Am un regret, pentru că nu am reușit să arăt mai mult. Mă duc să mănânc acum și să-mi fac toate poftele. Draga de ea! De ea, ce-i fi făcut dacă erai în locul Carine? Cântam la saxofon. Da, de unde saxofonul? Aici era ascuns undeva. Era pitit undeva. Draga deci, spune-mi, de ce-i fi făcut dacă ai fi fost ținută niște condiții așa, cum sunt cele de pe insulă, și la un moment dat... Ai fi fost eliminat. Vreau să vă spun sincer, părerea mea. Oamenii mai văzută la reality show-uri și o comparație se naște. Și zic, vai, ți-aruncau în cap, intrau în apă. Măi, oameni buni, ce se întâmplă la această insulă este un experiment social dus la extrem. Aici nu este despre a ne arunca cu capul în... Deși Alexandra, care bate 60, s-a aruncat prima. S-a aruncat prima. Aici este despre cu totul și cu totul altceva. Aici este bătălia caracterelor tari. Sigur. Iar această fată... Și politicilor de alianțe. Politicilor de alianțe. Această fată, chiar dacă plecată mai devreme, a arătat, cum ar zice pe vechi, un caracter frumos. Exact. O prezență frumoasă. Așa e. Nouă ne-a rămas la inimă. Și dacă pleca peste 3 săptămâni, tot chiar dacă tot alții s-au ascuns prin acea mulțime, oamenii văd, oamenii judecă. Televiziunea
cum noi bine știm că suntem de mult pacii, nu te lasă să minți. Și la un moment dat, cine trebuie să pice și măștile cu adevărat pică. E adevărat. Și așa, da. Hai să vedem ce a zis Carina imediat după ce a plecat, pentru că ea a plecat cumva din praștie. Prea... Păi ăsta e păcatul, că sunt victime acești oameni cu măști, fără da, măști. Da, integri. Da, dar corect. Ce frumos a căzut ea victimă, cu toate că, mă rog, contextul practic nu permite acest, alăturarea acestor cuvinte. Au încercat să o salveze pe Flori. A reușit să o salveze pe Flori. Da, dar... Dar hai să vedem ce a zis. S-au salvat pe ei. E un detaliu acolo, că s-au salvat pe ei. Insula de Milion, exact. Din păcate am părăsit emisiunea. Am foarte mari regrete, aș vrea să continui, să lupt în continuare, însă așa a fost să fie, atât a fost drumul meu și probabil dacă eram mai inspirată la anumite probe, să mă descurc mai bine, dar cu siguranță șanse erau. Cred că a fost o strategie, dar nu m-au țintit pe mine prima oară, cred că ținta era Flori în prim plan, însă s-a dovedit că Flori a câștigat, iar eu am fost cea eliminată. Nu cred că scopul lor a fost ca eu să ies, în primul rând, însă a fost un beneficiu că am ieșit eu până la urmă. Oricare dintre noi ar fi ieșit, pentru ei ar fi fost bine. Dar nu cred că eu eram ținta când s-a făcut nominalizarea. Flori este un pion foarte important în tabăra noastră și cumva, dacă pleca ea, se destrămau lucrurile și riscam să... nu știu, să se destrame și echipa, să plece fiecare pe rând acasă. Așa că am considerat că ea poate este mult mai benefică pentru campul nostru și na, am decis să rămână ea. Interviul e ceva mai lunguț, dar pentru că știm că vă interesează, vă spunem că îl puteți găsi pe Wow News. Vă pot întreba ceva? Te rog. Ce a vrut să spună prin am decis să rămână ea? Ea exact ce ziceam mai devreme. A avut de ales, dar la un moment dat ar trebui să vorbim cu ea, pentru că noi comentăm în lipsa Carinei, dar ce e în capul nostru și ce s-a văzut la televizor este faptul că, într-adevăr, Flori fiind șef bucătar, așa cum e și la Irați Iulian, îi ține la oaltă, împarte porțiile în mod egal, gătește de face bici din orice și bun și e blândă și e maternă, ține lucrurile la oaltă. Și atunci Carina s-a temut că lipsa lui Flori să nu cumva să afecteze integritatea grupului. Draga Dar echipă. Pentru că deja Carina simte că îi simțim lipsa, simte că îi simțim, este alături de noi. Bine ai venit, Carina! Carina, puiule, te pup! Unde ești frumoasă? Cum să fiu? Suntem o... Ești emoționată, ești machiată, da. Ești aranjată, ești... Cum a fost pe insulă? Unde te machiai tu și te aranjai tu? Pff. Din fericire nu am fost pe insulă, nu am avut cu ce... Dar a fost bună o pauză din asta de la make-up. Am să mai aerisit, nu m-am bronzat, deci care a fost binevenit. Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după ce ai părăsit competiția, Carina? După ce am părăsit competiția, primul a fost să fac un duș lung, fierbinte, vreo jumătate, n-am mai ieșit. Iar apoi să dorm într-un pat. Stai un pic! Și n-ai mâncat, că ai spus că primul lucru te duci să mănânci. Da, știu că asta am spus, însă am considerat la momentul ăla că este mult mai benefic să fac un duș și să mă odihnesc, iar a doua zi, cu siguranță, am profitat de micul dejun, am cerut absolut tot ce se putea de la hotel și am mâncat pe săturate. Carina, Mihai a ridicat o întrebare extrem de importantă și decât să ne dăm noi cu părerea în urma informațiilor pe care le avem, deși ne-am dat. Da, dar cel mai bine ar fi să te întrebăm pe tine și să ne răspunzi tu la întrebarea asta. Care a fost exact strategia și de ce tu ai părăsit competiția, cumva salvând pe altcineva? Adică ai vrut să pleci? Sau deci, să o salvezi pe Flori? Eu am încercat să o protejez cât am putut pe Flori, pentru că este un om foarte important,
În primul rând m-am atașat foarte tare de ea, pentru că este un om minunat și am creat așa o conexiune. Și am încercat pe cât posibil să o protejez. Nu am vrut să plec acasă. Cu siguranță, dacă ajungeam probabil să mă confrunt eu cu ea, dădeam tot ce puteam, deci nu renunțam la luptă. Dar te pot întreba ceva sincer? Voi realizați că acolo este o competiție și o să câștige unul individuală. Singur. Individuală. Crezi că Flori nu și-a creat un personaj să facă pe toată lumea dependentă de ea, să depindeți de ea, de cum gătește, de faptul că vă ține uniți, că v-a ținut? Cu siguranță nu și-a creat un personaj. De obicei eu am o intuiție foarte bine dezvoltată și simt oamenii. Tocmai de aceea am putut să mă apropii de ea. Ea ne-a făcut dependenți de ea prin modul ei de a fi, nu intenționat. Deci noi am devenit dependenți de ea, da, într-adevăr, dar nu ăsta era scopul ei. Deci, Carina, până la urmă, dacă ar fi fost să fie proba finală între tine și ea, ai fi luptat. Și ai fi ales da. Să rămâi în competiție, chiar dacă asta însemna că Flori va pleca acasă și, într-adevăr, iată, pionul important din tabăra voastră ar fi fost eliminat. Da, pentru că până la urmă este o luptă individuală, adică eu pentru asta m-am dus, ca să câștig, ca să merg cât mai departe. Normal. Am făcut. Ce e cel mai greu la Insula de un Milion, din punctul tău de vedere? Cel și cel mai greu? Cel și cel mai greu este faptul că nu ai condițiile de acasă, că ai mâncare puțină, că trebuie să conviețuiești cu o grămadă de persoane, cum a fost în grupul nostru, eram 28, deci este foarte greu să împarți mâncarea cu 28 de persoane și fără să vrei să iscă anumite conflicte când sunt multe persoane adunate la oaltă. Nu pot avea toți aceeași opinie. O ultimă întrebare din partea mea. Carina, cum ți s-a schimbat viața în urma acestei competiții? Că sigur s-a întâmplat ceva când te-ai întors. Da, într-adevăr, s-a schimbat. A fost o experiență minunată pentru mine și am învățat lucruri de acolo. Am învățat cumva să fiu mai tolerantă. Am învățat că nu trebuie să ai încredere în oricine și am învățat, adică mi-au demonstrat anumite persoane, că nu toți au intenții bune și că ar trebui să avem grijă în cine ne încredem. Mm-hmm. Având în vedere că tu ai plecat cu o idee despre aceste formate, m-ai văzut să-i la televizor, cum ți s-a părut de această dată când ai trăit tu pe pielea ta un format, un experiment social atât de intens? Prima oară a fost un șoc, pentru că într-adevăr este exact cum se vede la TV. Dormi pe scânduri, mănânci o porție foarte mică de mâncare când ai ce să mănânci. Când nu ai mănânci, condițiile de igienă nu mai spun, că nu făceam baie doar în mare, deci cam asta era. Și mi-ar fi plăcut să nu mă interesa aspectul ăsta, aș fi dus-o până la capăt, dar așa a fost să fie, să plec mai devreme și drumul meu să se încheie mult mai repede. Carina, se spune că este competiția caracterelor frumoase și puternice. Iar de asemenea se spune despre tine că ai un caracter extrem de frumos. Uite, prin exact gestul pe care l-ai făcut, prin modalitatea în care ai părăsit competiția cu fruntea sus, mândră de tine, în aplauzele colegilor, ai primit și o melodie din partea colegilor de rămas bun, care va să zic că ești un caracter frumos, Carina, așa cum te știu eu de la Bravo. Mă bucur să te revăd și o să ne mai reauzim cu siguranță. Carina, te îmbrățișăm din tot sufletul, te pupăm și rămânem în contact ca să mai comentăm un alta, că tu știi mai bine decât noi lucruri. O zi minunată să ai. La revedere! Sâmbătă urmează să ne cam uităm la televizor, nu? De la ora 9 seara. Ce o să vedem, ce o să vedem? Întreabă Mihai Ghiță. Uite-te la televizor, dragul meu, ia uite. Sâmbătă. M-am trezit de dimineață, mi-a visat familia, ca și cum mi-ar transmite un mesaj. Este normal să visăm. Nicoleta, am o veste pentru tine. Am primit un mesaj. Un șoc. Te-a supărat decizia lui Andrei? Într-adevăr, m-a supărat foarte tare. Vikingii chiar nu luptă cu femei. În fața camerelor e alt om. Filip este foarte supărat. Pe mine m-a făcut să iau o decizie foarte radicală. Jaguarul este foarte supărat, toată lumea este foarte supărată. Strategia care o fac ei, o fac din cauza unei cărțițe de la noi din camp.
acel șarpe care a stat ascuns în pământ își va scoate nasul la iveală. Pe locuri, fiți gata! Insula de un milion. Mai pot! Oprește-l de acolo! Sâmbătă și duminică de la 9 seara și luni seara de la 8. Numai la Canal D.